Măicuțele împreună cu numeroși credincioși din județ și din țară, precum și cu un sobor de preoți și diaconi, l-au întâmpinat duminică pe Înalpreasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, venit în mijlocul obștei monahale pentru a sluji Sfânta Liturghie Arhierească a sărbătorii de cincizecime. La ceremonie au fost invitați părinți tareți și starețe din alte mănăstiri, oficialități culturale și locale. Cu bucurie în suflet, astăzi am poposit la mănăstirea Dragomirna, la hramul mănăstirii, Pogorârea Duhului Sfânt, praznic împărătesc, zi de mare sărbătoare pentru întreg neamul omenesc. Este ziua în care Duhul Sfânt, în chip de lin de foc, s-a pogorât asupra Sfinților Apostoli și s-a petrecut acea minune că fiecare auzea cuvântarea în limba lor, astfel că liturghia de astăzi, dar și cuvântul Înalpreasfințitului, a străpuns inimile fiecăruia dintre noi, pentru că am primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Înaintea momentului sfințirii ramurilor de tei, Înaltul Pimen a anunțat că stareța mănăstirii a fost schimbată. Noua conducătoare a obștii este Maica Maria Magdalena Gherghina. Aveți la parohii multe povățuiri. Aveți timp mai mult sau mai puțin să le citiți în broșurile de la parohie. Dar rugăciunile de dimineață de seară, cei mai mulți, majoritatea covășitoare, le aveți în cartea de rugăciune. Și de aceea, dacă le citim cu toată luarea minte și mare rugăciunea către Duhul Sfânt, ne liniștim sufletește, ne trăim viața așa cum o vrea Dumnezeu, pe măsura ostenerilor noastre și a darului lui Dumnezeu. Și a darul lui Dumnezeu, că Dumnezeu face chemarea noastră la rugăciune. Duhul Sfânt ne îndeamnă. Și noi, dacă luăm aminte, depunem mai multe strădanie, fără să mai judecăm pe unul și pe altul, fără să zicem că suntem mai ceva decât alții. Nu, ci așa cum a spus un apostol Pavel, Dumnezeu a venit nu să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tăi eu sunt. Așa să ne socotim unii pe alții, fiecare, și să nu fim datori, cum spune și tot Sfântul Apostol Pavel, decât cu dragostea și iertarea. Este un hram deosebit pentru Mănăstirea Dragomirna și este un an deosebit pentru că anul acesta se împlinesc 410 ani de când Mitropolitul Anastase Crimca a întemeiat această mănăstire cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Și tot în acest an se împlinește tot o cifră rotundă de când a întemeiat primul spital de la Suceava, același Mitropolit Anastase Crimca. Aceste fapte ale Mitropolitului sunt de dovada rodirii darurilor Duhului Sfânt. Aceste daruri au lucrat în inima Mitropolitului și l-au făcut făcător de pace, l-au făcut propovăduitor al Sfintei Treimi. În miniaturile manuscriselor realizate în Școala de Miniatură de la Dragomirna, foarte des este reprezentată Sfânta Treime, ceea ce este și o mărturisire de credință, pentru că perioada aceea a fost o perioadă cu multe lupte religioase și cu multe influențe și aceste manuscrise au reprezentat dovada credinței lui în Sfânta Treime. După Sfânta Liturghie s-a oficiat slujba vecerniei și s-au citit rugăciunile de binecuvântare a ramurilor de tei aduse în mănăstire. Toți credincioșii au primit crenguțe de tei binecuvântat și au luat anafură. De mic copil veneam aici și a rămas în sufletul meu strămoșă credința, bucuria de a fi alături de cei din jurul nostru, Preasfințitul Pimen, care la frumoasa vârstă este alături de noi în continuare și nu putem să lăsăm singur, trebuie să fim alături de el. Am venit de copil mic, când eram cu mama, cu tata. Și pe urmă veneam când te-a fost și baietan, că se facea horă, strânsură aici. Ei, și amu cât m-a ținut bunul Dumnezeu de sus și puterii aspecte fiecare an la toate mănăstirile și biserici. Eu, fiecare un har are de la Dumnezeu, o pasiune, unul la mare, unul la munte, unul la iarbă verde, eu, pasiunea mea, dragostea și pentru credința de Mântuitorul Iisus Hristos și Baica Domnului. Portul port și în duminicile
care merg la biserică, am vreo 3 costumi care merg în biserică, la slujbă, în fiecare duminică. Pentru ostenitorii veniți din alte locuri, mănăstirea a pregătit peste 500 de pachete cu hrană.